Evenimentul Sinfonia Florilor organizat de Primăria Municipiului Lugoj prin Casa de Cultură va avea loc în zilele de 17, 18 și 19 mai. Artiști importanți, printre care Lidia Buble, The Urs și Feli Donose, vor fi invitații speciali ai evenimentului. Echipa Casei de Cultură Traian Grozăvescu Lugoj deschide seria evenimentelor în aer liber cu a doua ediție a Festivalului Sinfonia Florilor. Intitulat Rădăcini și Aripi, acesta este un simbol al legăturii indestructibile între lugojenii de pretutindeni și rădăcinile lor culturale. Anul acesta, piața Iosif Constantin Drăgan se transformă într-un loc de recreere și socializare, unde arta și natura se împletesc într-o simbioză inedită. Ne propunem să stimulăm simțurile prin culoare, miresme, sunet, arome, gust și mișcare, să atingem inimile și mințile lugojenilor de pretutindeni, să-i facem să simtă că aparțin unei comunități vibrante, pline de istorie, cultură și frumos. Participanții sunt așteptați să se bucure de muzică bună, dans, teatru pentru copii, numere de magie, expoziții impresionante și să exploreze standurile artizanilor, mini-târgul de plante la ghiveci, precum și atelierele creative organizate pe toată durata evenimentului.